Proiectul primăriei municipiului Timișoara de amenajare a unei noi parcări în zona Girocului este aproape finalizat. Pe lângă locurile de parcare, noul spațiu va fi destinat și pentru recreere. Suntem pe ultima sută de metri cu amenajarea parcării de pe strada Martir Ioan Stanciu din zona Girocului. În urmă cu două luni, aici erau tot felul de ruine abandonate și grămezi de gunoaie. Acum cei din cartier au locuri noi de parcare și o zonă amenajată cu atenție pentru nevoile celor care locuiesc aici. Timișoara e astăzi pe drumul către mai bine, transmite edilul Dominic Fritz. Proiectul prevede de până la 90 de locuri de parcare cu dale înierbate, suprafețe cu verdeață, plantarea a 27 de arbori, o parcare securizată pentru biciclete, o platformă pentru biciclete și iluminat public.